Soarele a apus, a răsărit și a apus din nou până ce am ajuns noi aici, într-un loc exotic de pe partea cealaltă a pământului, într-o țară plină de istorie, cultură și tradiții. Pe multe nu le înțelegem, pentru asta ar trebui să petrecem mai mult timp aici și nu ar fi rău deloc. Până atunci însă, oamenii primitori ai acestei țări ne-au invitat să-i cunoaștem și să descoperim aici frumusețea și puritatea unei vieți extrem de deosebite față de cea europeană. O natură nealterată, o mâncare savuroasă, tradiții necunoscute. Țara se numește Malaezia și aventura noastră începe! Kuala Lumpur este un amalgam, ca și întreaga Malaezie, pentru că aici malai, chinezi și indieni trăiesc în bună pace. Obiceiurile și culturile lor diferite se completează, se respectă și se îmbogățesc reciproc. Imaginați-vă așadar o țară un pic mai sus de linia ecuatorului, înconjurată de ape calde și liniștite, fără vreme capricioasă, într-o natură luxuriantă. Cu toții, malaezieni și nu numai, recunosc că aici e adevărata Asie, pentru că aici poți găsi conviețuind toate religiile și tradițiile, limbile care reprezintă frumusețea unui întreg continent, Asia. Începem din centrul capitalei, Kuala Lumpur, și în fiecare zi vom călători în alt loc, mai frumos, și vom cunoaște oameni, mâncăruri și obiceiuri necunoscute. Așadar, să o luăm de la început. Exact aici se intersectează râurile Klang și Gombak. Și tot aici, în anul 1857, s-a stabilit o colonie de chinezi veniți în căutarea minereurilor de staniu, în care Malaezia este foarte bogată. Ei au fost cei care au înființat orașul Kuala Lumpur și tot ei i-au pus denumirea. În mod normal ar fi trebuit să se numească Kuala Gombak, adică gura râului Gombak, dar au ales să-i zică Kuala Lumpur, confluența de noroi. Pământul de aici se îmbibă cu apă în fiecare an în timpul ploilor, Însă palmierii, însetați băutori, sug apa din pământ, ajutând astfel în mod natural la echilibrarea solului. Kuala Lumpur nu mai este de mult o confluență de noroi. În ultimii ani a devenit una dintre cele mai mari metropole din lume, un oraș modern cu o infrastructură perfectă, cu zgârie nori, un important nod comercial al Asiei. De-a lungul timpului, influențele pe care le-a suferit au îmbogățit-o și au înfrumusețat-o, iar după ce nu a mai fost colonie engleză, spiritul malai s-a ridicat ca un vultur eliberat. Aici, în Piața Merdeka, a fost arborat pentru prima dată steagul malaezian, la 31 august 1957, și coborât cel britanic. Și de atunci, această zi a devenit Ziua Independenței Malaeziei. De fapt, aici, în Piața Merdeka, au avut loc cele mai importante evenimente istorice ale malaezienilor. Vis-a-vis este superba clădire Sultan Abdul Samad, construită în stilul arhitectural mughal. Palatul a luat numele sultanului Abdul Samad, care domnea în Selangor în momentul în care a început construcția, adică în anul 1894, și a găzduit mereu birouri și înalți oficiali. Clădirea a fost proiectată de arhitectul A.C. Norman, îndrăgostit de frumusețea moscheelor și de vechiul stil mughal, pe care l-a admirat la palatul Taj Mahal. Același stil l-a împrumutat și el la construcția palatului din Kuala Lumpur. Arhitectura mughal a înflorit în nordul și centrul Indiei sub patronajul împăraților mughal în secolele 16-17 și a marcat renașterea arhitecturii islamice în nordul Indiei. Sub patronajul împăraților mughal, stilul persan, indian și altele s-au contopit într-unul nou, rafinat și inconfundabil. Și dacă tot vorbim despre arhitectură, atunci trebuie să mergem direct la turnurile Petronas, iar arhitecturii clasice îi adăugăm performanță, stil, inovație și curaj. Turnurile au deținut recordul celei mai înalte clădiri din lume timp de 6 ani. Turnurile gemene din Kuala Lumpur au fiecare câte 88 de etaje și înălțimea de 452 de metri. Primul popas este pe Pasarela, care face legătura dintre cei doi zgârie nori. Ne aflăm pe Pasarela, care face legătura dintre cele două turnuri Petronas, adică la etajul 41, la înălțimea de 182 de metri. Pasarela nu este fixată definitiv în pereții celor două turnuri. Există o posibilitate de mișcare, o face flexibilă acest lucru. Și a fost construită inițial pentru bunul trafic al funcționarilor, al celor care lucrează aici, dar și pentru situațiile de urgență. Luăm din nou liftul, care urcă cu viteza de 6 secunde pe etaj, și ajungem în cel mai înalt punct accesibil turiștilor, etajul 86. Aici aflăm și cine a fost arhitectul gemenelor, care poartă numele Companiei Naționale de Țiței și Gaze, Petronas. La bază a stat ideea lui Tun Muhathir Mohamad, care a fost un om politic vizionar și prim-ministru al Malaeziei pentru mai bine de 20 de ani și care a demarat proiectul turnurilor și a încredințat conceperea lor arhitectului Cesar Felipe. Turnurile au fost proiectate de arhitectul Cesar Felipe, un argentinian-american, care a găsit această soluție extraordinară a podului dintre cele două turnuri și părerea lui era că, de fapt, turnurile nu au un specific foarte clar malaezian, dar din momentul în care au fost gata, au fost emblema orașului Kuala Lumpur. Construcția efectivă a fost încredințată în mâinile a două companii, una sud-coreană și alta japoneză. Între ele s-a născut o adevărată competiție și câștigători au fost sud-coreenii, pentru că japonezii au pierdut timp prețios asamblând sistemele în alt loc, ceea ce i-a întârziat cu o lună. Cele 88 de etaje sunt construite din beton armat, cu fațada din oțel și sticlă, urmând un stil islamic cu arcade și bolți, care formează de fapt o stea în 8 colțuri. Turnurile Petronas au fost o provocare pentru malaezieni și construcția lor a marcat începutul dezvoltării rapide a țării care, dacă la început a avut nevoie de specialiști străini, acum își construiește singură, zgârie norii și autostrăzile și podurile suspendate, iar în curând alte clădiri record vor apărea aici după un plan urbanistic îndrăzneț. Coborâm pe pământ, de fapt sub nivelul solului, și chiar lângă turnuri aflăm un alt loc extrem de vizitat și căutat de turiști, Aquaria. Exact în mijlocul orașului Kuala Lumpur, foarte aproape de turnurile Petronas, se află un ocean, amenajat, bineînțeles, un acvarium imens în care se găsesc peste 5.000 de specii. E numit Oceanul din Oraș, chiar așa e, bazine imense cu faună specifică Malaeziei. În tunelul de 90 de metri, îți trec pe deasupra capului pisici de mare imense și rechin bambu, care parcă se uită la tine gata să te înhațe. Dacă stai o zi întreagă, poți să vezi cum primesc hrană la ore fixe și să-i admiri în toată splendoarea lor. Dar în Aquaria din Kuala Lumpur poți să și dormi. Există niște incinte în care copiii pot încerca această experiență. Locuri de dormit pe timpul nopții cu perne și pături peste care se plimbă nestingheriți rechinii. În fine, să ieșim la lumina zilei și să intrăm în alt loc emblematic al orașului, Muzeul de Arte Islamice din Kuala Lumpur. Muzeul de Arte Islamice din Kuala Lumpur ar trebui să petreci câteva zile, pentru că este cel mai mare din Asia de Sud-Est. Are o suprafață de 30.000 de metri pătrați care se întinde pe 4 etaje. Iar noi ne aflăm acum lângă cel mai vechi exponat din muzeu, o filă dintr-un Coran descoperit în secolul al VII-lea. Clădirea muzeului a fost proiectată în cel mai frumos stil modern arhitectural arab. Mare, dar suplă în același timp, simplă, dar elegantă, cu 5 domuri care să amintească de cei 5 stâlpi ai credinței islamice. Ea adăpostește colecții rare, mii de artefacte și sute de manuscrise. Dar întâmplarea a făcut să-l întâlnim în muzeu, organizând o expoziție concurs de fotografie pe Peter Sanders, un celebru fotograf al lumii islamice. I think the people are amazing. They're very gentle and they have good manners. I think that's why we English get on with them. They're very like us, you know. We don't relate so much to the Arabs. They're a bit too tough for us, but I think that's why I always feel very welcome here. Also, they love photography and I'm a photographer, so they don't mind being photographed, and as you can see, they want to take my picture, so it's I always feel very comfortable here. What we must see? I know some of the mosques are really beautiful, and I don't like all the mosques around the world, but some of their mosques are very beautiful. The pink mosque in Putrajaya is beautiful. The Federal Mosque is amazing. It has all this inlaid work, which is done by Indians, inlaid marble and stuff. It's incredible, it's spectacular. They have some of the nicest mosques. And then, of course, the countryside. You need to go out in the countryside and get away from the city, meet the real people. You know, this is really fascinating. What about Langkawi? Have you been? I haven't been to Langkawi. My son went there for his honeymoon. he said it was very beautiful. But there's a lot. Just go out and explore. You'll have an adventure. How long do you have? 2 days there. Oh my goodness, 2 days. That's nothing. I went up in a helicopter once and flew all over KL. That was fantastic. It's great to see it from the sky as well. But I don't know how much time you have. Marile reușite au avut și ele un prim pas, de multe ori timid și stângaci, dar întotdeauna un pas hotărât. Așa a fost și în cazul unui chinez pe nume Yong Kun. El a ajuns în Kuala Lumpur pe vremea când Malaezia era cel mai mare producător de staniu din lume, la mijlocul secolului al XIX-lea, și a pus pe picioare un atelier în care făcea tot felul de obiecte din cositor de calitate. Cu tenacitate și-a dezvoltat afacerea și a transformat-o într-un brand internațional, dar care încape în fabricuța în care ne aflăm. Așa arăta fabrica de cupru de la Selangor, încă de la înființarea ei, în 1885, când era doar un mic atelier în spatele magazinului. Al doilea magazin, 1930, după a început să se extindă, 1968, 77, până ce a ajuns în zilele noastre la o adevărată fabrică. Așa arată acum fabrica. Astăzi este duminică și nu lucrează nimeni, dar în fiecare zi vin aici la lucru 350 de muncitori. Și mai mult de jumătate dintre ei au câte un handicap. Sunt sigură că, dacă mulți au văzut prin orașe sau aeroporturi obiecte Royal Selangor, puțini sunt cei care știu cum, unde și cine sunt cei care fac aceste obiecte de artă. I can come here to work like specialist or like simple worker. You already graduated from the School of Hard Knocks, that's why you have the certificate, so you can come here and work anytime. Our company started in 1885, and right now it is still surviving, even after 2 World Wars. The company is still very much family-owned. It's been passed down from one generation to another generation. And how many generations there? 4 generations. Starting from the founder to the Yong Peng Kai, and now the granddaughter of the founder, Datin Cheng, and then Datin Cheng's son, Tenyu, and also our managing director, son, they are the 4th generation. Yeah. Acum am înțeles de ce produsele Selangor sunt atât de scumpe, pentru că sunt făcute în totalitate de mână și sunt perfecte. Și superbe. Lăsăm în urmă istoria și arhitectura orașului și mergem în piața centrală, la fel de veche ca și orașul însuși. Cine nu are timp să călătorească în Thailanda, Filipine, Indonezia, nu trebuie să fie îngrijorat. E suficient să ajungeți aici, în piața centrală din Kuala Lumpur, și o să găsiți suveniruri și obiecte specifice din toată Asia de Sud-Est. De atracție din mijlocul pieței centrale sunt peștișorii doctor, care îți oferă tratament și relaxare. Sunt niște peștișori pe care ei numesc Dr. Fish. Ei, de fapt, nu se hrănesc în acest moment, doar îți curăță pielea, pentru că alimentația lor este una normală. Îi hrănesc cu concentrate din pește și așa mai departe. Malaezienii și, în general, oamenii de aici, din toată zona, folosesc acest procedeu de foarte mult timp. Prima zi e pe sfârșit, la lăsarea întunericului orașul devine și mai trepidant. Molurile imense își primesc mușterii. Vitrinele elegante contrastează cu micile rafturi pe care le-am văzut în piața centrală. Forfota însă e aceeași. Oamenii ies pe străzi la cumpărături sau să mănânce acolo unde știu că găsesc cea mai diversă și bună mâncare. Ne uităm la mărfurile aduse din toată lumea, dar preferăm să coborâm la subsolul unui mall în cel mai mare restaurant din Kuala Lumpur și cel mai interesant. Am ales cel mai special loc din Kuala Lumpur. Se numește Lot Ten Kutong. Este un restaurant cu 36 de bucătării. În funcție de ce mâncare te hotărăști să mănânci, alegi bucătăria preferată. Deja restaurantul a ajuns la cea de-a 4-a generație de proprietari. E o filozofie foarte bună. Dacă mâncarea lor a rezistat 4 generații, înseamnă că e bună. Denumirea de Lot Ten Hutong aduce aminte de o celebră stradă din Beijing numită Hutong, renumită pentru numărul mare de restaurante așezate unul lângă altul. Dar restaurantul din Kuala Lumpur le întrece pe toate. Beef noodle, pentru cine vrea, așa cum mănâncă domnul aici, adică vită cu paste foarte subțiri. Poftim? Te rog! And that is pork? Yeah, all pork pakutei. Pork? Yeah. Only pork? Ok. Cele mai renumite paste negre din Kuala Lumpur. I will try. I have to eat with this. Ia și tu! Hokien mi este un fel foarte popular, de asta l-am și ales. Dar modul de preparare este marele secret al chinezilor. Trebuie puse într-o ordine în tigaie, da? Deci odată aici avem porcul, creveții și catfish. De fapt, pui de caracatiță, salată și nudă. Ok. Am mâncat și am băut lapte de nucă de cocos. Apoi, cu ultimele puteri, ne-am târât la hotel. Obosiți, dar cu gândul deja la plimbarea de mâine, când vom vedea cel mai frumos templu budist, Tianhu, din Kuala Lumpur, și renumitul templu hindus de la grotele Batu. Urmează a doua zi în Malaezia. Hokien mi, făcut de mine,